Avem și primul filmuleț din apartamentul testat în Cosmopolis și o să începem, bineînțeles, cu living-ul. Prima cameră din dreapta, ca să zic așa. E măricel, cred că se apropie de 30 de metri pătrați. Are, după cum am și scris ieri în home cover, niște deschideri foarte mari pe care le puteți vedea acum. Practic nu sunt ferestre, ci uși către exterior, care din fericire nu se pot deschide decât din interior. Bineînțeles că toată această zonă de afară se împrejmuiește. Practic e unul dintre apartamentele cu grădină, unde, vedeți, peluza se pot planta diverse. Bănuiesc că nu e foarte elegant să pui roșii și castraveți, deși, la criza care ne paște, poate că prinde bine. Living-ul are două astfel de ieșiri. Am descoperit și prizele de care mă voitam ieri. Inițial nu le găsim decât pe acelea. Ulterior, uitându-mă mai atent prin spatele mobilei, am mai găsit un set de prize aici, unde sunt și conectoarele de internet, telefonie și așa mai departe. Aerul condiționat este montat și funcțional. Din nou masă de sticlă, din nou nu merge mouse-ul. Canapeaua foarte comodă, chiar am testat-o ieri după ce a fost la una dintre piscinele proiectului. M-am odihnit pe canapea. Ok, să ieșim din living și să intrăm în bucătărie. Mare, foarte mare și bucătăria. Cu o măsă de cafea, două fotolii unde poți să-ți bei cafea liniștit. La fel, ieșirile se păstrează. Aceste ferestre sunt aici, aici și aici. Ușa asta, de altfel, mi-a ușurat mi accesul când a venit cu bagajele. N-am mai ocolit să intru. Aragaz care merge. Ar mai fi despre ceva, am uitat. Și ca să nu uit de tot, o să fac acum. Apartamentul are centrală și ea funcțională. Ok, de altfel ieri deja am gătit, am făcut, bucătăria este complet funcțională, chiar dacă colegul și prietenul meu Aurel spune că spațiul de lucru e cam mic și într-adevăr pare un pic cam mic. Practic ăsta e aici. Bineînțeles însă că există și masă care îl mărește. Cuptorul este încastrat în mobilă, ca de altfel și frigiderul. O să vă arăt berile din el. Mai departe pe hol, care e foarte lung, avem camera copiilor cu aceleași deschideri mari către exterior. Birou. Televizor. Încă câțiva pași și ajungem în dormitorul cel mare. Un lucru de remarcat e primul apartament pe care îl testez unde întrerupătoarele pentru lumină
supuse exact la înălțimea mâinii, foarte comod de aprins și în poziții bine gândite. Imediat ce intri în camera, poți aprinde lumina. Din nou deschideri mari. Dormitorul ăsta are și o baie, hai să zicem, de serviciu, cu cabină de duș, însă o cabină de duș cum n-am mai văzut până acum, foarte mare, adică iată-o. Ok. Și în fine, ajungem în baia cea mare, care este în capătul opus livingului, care chiar e mare. Probabil 2 metri jumătate pe vreo 4 metri jumătate cu cadă, cam mică, cel puțin pentru mine mi se pare cam mică. Ambele băi au fereastră către exterior, dar au și mecanisme de împrăștiat mirosurile neplăcute care apar imediat ce prind lumina după ce găsesc întrerupătorul. Bear with me. Bineînțeles că e aici. Ok? Ce o problemă cu cuveta care mi se pare cam mică și reușesc să stropesc peste tot din jur când o folosesc. Ok, cam asta a fost. O să, zilele astea o să merg și o să filmez și prin proiectare. E mare, e imens. Credeam că Greenfield e mare. E bine, Greenfield e într-adevăr mare, dar Cosmopolis e mult mai mare. Ieri m-am plimbat vreo 25 de minute fără să reușesc să ajung decât până la faza a doua, care e în construcție, însă n-am mers și pe lateralele proiectului. După cum vedeți, m-am întors în living. Un fotoliu extrem de comod aici. Bineînțeles că am stat pe el. Și bătrânul meu laptop. Ne auzim data viitoare.